Împreună cu salutări, împreună cu soția, aniversăm 2 ani de la cununia civilă, de la semnătură, cum se spune. Dar nu despre asta este vorba, este vorba de jiu-jitsu brazilian în acest mini vlog, să-i spun. N-o să vă arăt în mod deosebit fițele și condițiile de aici, decât doar așa un pic. Cei care vor să vadă, să vizioneze vloguri, o pot face pe canalul meu de YouTube. Vreau să vă spun următorul lucru. O să încerc să filmez ce trebuie, nu și pe soția care se schimbă și care face bagajele, pentru că trebuie să plecăm deja. Ce vreau să spun? Tot respectul pentru implicarea guvernului de aici, al Emiratelor Arabe Unite. E adevărat că nu tot ceea ce fac extraordinar, dar e de subliniat implicarea guvernului în sport și în educație în mod special. Întrebarea mea este, în afară de ceea ce se transmite în România, și da, mulțumim că se transmite, dar asta e jobul lor, guvernul nostru, Ministerul Sporturilor, oare când se va implica și în a transmite de la turnee, campionate de jiu-jitsu brazilian, judo și alte sporturi care țin de grappling? Eu aș vrea, n-aș vrea să fie doar o întrebare retorică, sunt optimist și chiar aș vrea în scurt timp să avem parte de transmisiuni directe la televiziuni, de canale de sport, cum ar fi Digi sau, mă rog, Look, Sport Look sau indiferent care ar fi acestea. Bineînțeles că explicații se vor găsi. Eu transmit celor care se ocupă cu educația tinerilor din România și nu numai a tinerilor să facă tot posibilul, pentru că iată că în alte zone ale lumii există posibilitatea și consider că dacă se vrea, se poate. Am deja 2 colegi care sunt deja medaliați la această competiție care are loc aici în Dubai. Inclusiv antrenorul nostru a trecut de al 2-lea tur, deci a câștigat 2 meciuri. Ce pot să zic? Sunt optimist, dar în același timp aș vrea să văd cât mai repede implicarea guvernului, implicarea ministerului, cum se numește, sporturilor, sau n-aș vrea să greșesc, știți la ceea ce mă refer. Să se facă ceva, fraților, pentru că suntem în urmă rău, rău, rău de tot. Da? Vrem rezultate, dar nu facem nimic. Urez sănătate și succes tuturor românilor care competiționează și nu numai. Sănătate și numai bine. Apropo, intrați pe YouTube și dacă vreți să vedeți diverse locuri frumoase de pe aici din Emiratele Arabe, în mod special din Dubai, puteți da subscribe, mă puteți urmări pe canalul meu de YouTube. Puteți căuta Marius Varlan și o să apar. Vă mulțumesc și vă urez numai bine. Să auzim numai de bine. Așa. E primul, nu? Nu știu. Da. Iată, da? Bravo! Hey, number one, my coach! Congratulations! Congratulations, my coach! Yes! You are where you deserve it. Hard work pays off. Normal că sunt bucuros. Tocmai l-ați văzut pe antrenorul meu. Da, se fac premierile. Tocmai l-ați văzut pe antrenorul meu, brazilian, coach Rafael Barbosa, care printre alții îl antrenează chiar și pe Cosmin Olăroiu,
celebrul nostru antrenor de fotbal, care a avut un succes extraordinar în zona golfului și, bineînțeles, și în China. N-am avut încă prilejul să-l întâlnesc, dar sper să-l întâlnesc curând. Sper să termine nebuneala asta cu pandemia și să mă întorc pe saltea, acolo unde mă simt cel mai bine și unde am cunoscut atâtea și atâtea satisfacții. Vă mulțumesc! Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, căutați Marius Varlan. Nu uitați să vă abonați, sunteți la un click distanță. Cât de curând o să aveți foarte multe tehnici pe care o să le urc acolo. Vă mulțumesc frumos, sănătate!